În Vechiul Testament este descris un episod din viața poporului Israel în pustie. La un moment dat, norul providenței i-a condus la Mara, un loc cu apă amară, unde n-au putut să-și potolească setea. Ce reacție crezi că a avut poporul? A cârtit și au început să se plângă. Moise, fiind în aceeași situație, a procedat mai înțelept. A cerut ajutorul Domnului, iar el a făcut apa dulce și bună de băut. A fost un test la care poporul a căzut. După câteva zile, au ajuns la o oază numită Elim, unde au poposit mai multă vreme. Acolo erau 12 izvoare, unul pentru fiecare seminție și umbră oferită de 70 de finici. Aceasta este o lecție de viață pentru noi. Consecințele păcatului fac ca uneori în experiența noastră să existe Mara, iar Harul lui Dumnezeu face posibil să existe Elim. Spre binele nostru, providența lui Dumnezeu îngăduie această pendulare între Mara și Elim, între încercare și binecuvântare. Sistemul imunitar se întărește prin alternanța de apă caldă cu rece. Pentru însănătoșirea noastră spirituală, Dumnezeu știe ce face. El nu cauzează răul, dar uneori îl îngăduie. Dacă ești încercat în prezent și te afli la Mara, ai încredere în Dumnezeu și nu uita că nu va fi mereu așa. Va veni și Elimul. Dacă te afli la Elim, bucură-te de binecuvântarea prezentă, dar să știi că nu va fi mereu așa. Păstrează-ți credința pentru momentul când vei ajunge la Mara. Poate că nu ești nici la Mara, nici la Elim. Te afli în pustia vieții și nu știi ce va urma, Mara sau Elim. Oriunde ai fi, asigură-te că Dumnezeu te conduce și pune-ți toată încrederea în El.